Mon séjour en Roumanie a pris fin. Il faut déjà que je prenne le vol de retour. Je n'ai jamais aimé prendre l'avion. Confier ma vie à un seul type que je ne connais même pas. Et puis mon estomac, à chaque inclinaison, me fait me rappeler que les montagnes russes ne sont plus de mon âge. Il faut que je pense à autre chose, à quelque chose d'agréable. Oui, je me souviens de ce couple roumain qui m'ont accueilli à bras ouverts. Toi, Vasilica, tu avais l'air si pensive. Vivre avec Tony, qui se soigne exclusivement avec sa production maison, ne doit pas être facile tous les jours. Et Vision. Mm-hmm. Era plin, Stefani. Plin. Oh. Dar a pierdut tot. Tot a pierdut. Da. Oh. Da. Ok. Ok. Ce aici? Ce aici e, Valer? Țuică! Țuică! Da. Aici. Vișinate. Toate trei cu vișinate. Asta e din aia care ai băut tu. Asta de aici. E de anul trecut. Asta e de anul trecut. Lasă așa, lasă așa. Poftim. Foarte frumos. La sobă. Hă? La sobă, da, da. Și mai am într-un loc. Ia să vezi. Ia, stai așa acolo. Stai așa. Periculos, ha? Uite câte prune s-au pus aici. Mană! Aia a fost. Păi și lua asta. Câinii le fotografiază odată că dacă vin la coteț. Scoate-l și pe el, pe câinii. Difficile de rester insensible à ces créatures qui ne demandent qu'un peu de nourriture et d'affection. Ces êtres ont un sort bien plus clément dans nos contrées helvétiques. Je me souviens aussi de ce pseudo château de Dracula, où il n'aurait même pas séjourné une seule nuit. Ce petit détail historique n'a pas empêché la bâtisse de devenir avec les années
une vraie attraction touristique. La seule trace visible de Vlad l'Empaleur réside dans le costume qui servit pour un téléfilm. La Roumanie qui a su le plus me toucher, c'est celle qui a gardé ses traditions, comme cette rencontre émouvante avec cette mère qui avait perdu son fils de 40 ans. Elle est venue à ma rencontre pour m'offrir la koliva, pâtisserie traditionnelle partagée au cours d'un enterrement. Și unul se spune, păi du-te în pizda, mă, te nu mai mânca căcat acolo, că le vei tu cu pâine cază și covici cază la poartă. Dar ăla, care era din partea cu aia, spune, srrr, din zâmbă, și el spune, ce? Păi, n-a zis, lasă, că așa-i politica. Așa-i politica, acum, așa-i politica. Așa-i, uite, așa-i așa. Așa mănâncă, mai de mână, mână, cu toții. Ai, mă, pizda, mă, zâmbă. Ce le spui? Vă rog. Cât am eu, cât mare și nevastă mea, dacă ea avea pensie ca și mine, păi trăiam ca niște bietri. Da, de. E bine și atât cât este. Bineînțeles. Îmi mulțumesc că am cumpărat casa asta de aici, cu totul. Asta e important. Să scap dracu și țiganii ăștia de aici, că face panoramă, face oarecum gălăgie, se cacă pe aici, pe gang. Când ești trebuie să fii atent, nu se cacă bătrânii, are copii ăștia, știi? Că nu se urmăriți, nu nimic, așa e încă o rast. Se poate să bage, poate o numărul. Da, mai pot. Lasă-ți fie băieții liniștiți, că nu mai e nimic. Și stai așa, că nu. Nu mai spune nimic, lasă poate. Mai ăștia care sunt destine. Dar pentru noi, eu mâine dacă l-o mor pe unul, mâine dacă l-o mor pe unul, ce să mă bagă în bușcărie. Mai trec vreo 2-3 ani sau mor după aia și am trebuit ce. Dar ei nu, dragă, ei vrea să... Je repars la tête plein de souvenirs et le cœur serré. Dans mes bagages, j'ai emporté un peu du traitement miracle de Tony. On ne sait jamais, cela pourra me servir.